Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Camera Deputaților a adoptat legea care prevede declasificarea hotărârii CSAT, care a stat la baza protocoalelor SRI cu parchetul general. Legea prevede că sunt supuse revizuirii sentințele în care s-au administrat interceptări făcute cu ajutorul protocoalelor. Președintele Senatului a declarat, după ce a studiat o mică parte din dosarul care îl vizează, că multe referiri nu au legătură cu persoana sa, iar unele pagini sunt secretizate. Mai mult, Tăriceanu spune că se vorbește despre o comisie rogatorie cu Israelul. Președintele Comisiei Juridice a Deputaților, socialdemocratul Nicușor Halice, a anunțat că PSD ar putea contesta raportul MCV la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Halice spune că trebuie folosite toate pârghile și acuză un standard dublu în cazul României. Premierul francez a anunțat un plan în valoare de 500 de milioane de euro pentru a ajuta șoferii cu venituri mici. Măsura vine în încercarea de a liniști un val de proteste față de majorarea taxelor pe carburanții auto. Prințul Charles, moștenitorul tronului Marii Britanii, a sărbătorit astăzi a 70-a aniversare prin petreceri publice și private, la care a fost prezent și Klaus Iohannis. Biroul de presă de la Buckingham a publicat cu această ocazie două noi fotografii oficiale alături de membrii familiei. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.